Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Nu am mai făcut un clip de Brawl Stars de 12 zile, aproape 2 săptămâni și mulți m-ați mai întrebat: bă, când mai postez Brawl Stars? Ce s-a întâmplat, bă, sinere? Bă, unde-i Brawl Stars? Și așa mai departe. Ei bine, uite că revenim cu un nou episod aici și o să vă explic acest episod de ce nu m-am jucat. O să vorbim mai multe chestii, s-a băgat și PES-ul nou, s-a băgat sezonul nou, s-a băgat foarte, foarte multe lucruri. Cred că am și ratat, sincer să fiu cu voi, skin-ul pe nou Brawler, dacă îl găsesc aici, nou Brawler de l-am luat episodul trecut, și anume Angelo. Da, nu l-am luat, am ratat și ultimul Brawler pentru că n-am mai intrat și am ratat destul de multe chestii pe aici. Hai să vedem ce s-a mai băgat. S-a băgat un skin pe Edgar care arată foarte, foarte interesant, dar am deja skin pe Edgar, nu cred că o să-l cumpăr. Câteva oferte de credite, 2200 de credite, ok, dar tot nu ne ajunge să-l facem pe brawlerul acela legendar. Hai să luăm aici chestiile gratis. Nu mai putem să luăm asta gratis pentru că nu avem Brawl Pass-ul. Lăsați voi un like acolo să facem multe, multe like-uri. Dacă facem multe like-uri, un like, o să luăm Brawl Pass-ul ca să mai facem chestii. Câteva skin-uri și pe aici, destul de interesant, n-am ce să zic. S-au mai băgat chestii făinuțe. Hai să vedem și ce mai avem. Mega Pigunce pe 16 ore, este foarte, foarte bine. S-a băgat și rank-ul, putem să ne jucăm și rank acum. Hai să vedem ce ne dă de aici din Brawl Pass gratuit. Avem un rare epic, vezi că nu e rău. Legendary, păi ești nebun. Legendary gratis, hai să vedem ce ne pică. Doamne ajută, schimb pe Brock. Beach Brock. Bă, nu e atât de rău, nu e atât de rău. Vreau să jucăm și noi primul meci de rank astăzi. Nu știu cu cine o să-l jucăm. S-a băgat și basketul. Mă rog, basketul cred că era de fapt, dar s-au băgat restul game-modurilor noi. O să jucăm la ranked. Nu știu cu cine să joc la ranked. Ia să vedem, cred că a juca cu... Bă, îmi place Buzz, am început să mă joc destul de mult Buzz înainte să mă las, să zicem așa. Hai să vedem cu cine jucăm noi la... Cred că o să jucăm cu Ems, da? Cred că oricum ne alegem. Hai să vedem. Avem Hot Zone. Ah, da, ne alegem de aici. Ok. Am putea să jucăm și cu Larry and Lori, sincer. Hai să vedem. Avem Edgar. Putem să jucăm de fapt și cu Spike la Hot Zone. Cred că ar fi ok, da, hai să luăm Spike. Luăm Spike. Și acum o să răspund la întrebarea: bă, de ce nu m-am mai jucat? Ce s-a întâmplat? De ce n-am mai postat? Ei bine, bă, m-am jucat destul de mult în ultima lună, să zicem așa, în ultimele săptămâni. M-am jucat destul de mult, ați văzut că pe acest canal Zinner am postat destul de mult Brawl Stars, pentru că vreau să țin și acest canal destul de activ, să facem și noi 100.000 de abonați și chiar îmi doresc chestia asta anul acesta să se îndeplinească, pentru că am de ceva timp canalul și n-am apucat, frate, să facem 100.000. Hai să vedem. Am aruncat prost aia, da, asta este. Ce să facem? Hai că dau, perfect, perfect. Hai că n-am murit. M-am jucat destul de mult Brawl Stars în ultima perioadă și nu știu, chiar tare Brawl Stars-ul, chiar mi-a plăcut, să zicem așa, de când m-am reapucat. E foarte, foarte interesant, dar chestia este că m-am și plictisit, unul la mână, puțin, nici n-am mai avut timp. Nu pot să zic că m-am plictisit încât să mă las de el, nu, am luat doar o pauză. Oricum foarte tare update-urile, chiar mi se par interesante și asta cu ranked, chiar făinuțe, dacă mă întrebați pe mine. Ok, ne batem cu ăsta, l-am bătut, ar trebui să câștigăm meciul ăsta din punctul meu de vedere. Ia să vedem, mamă. Dă-i, am dat hypercharge-ul degeaba. Dă-i. Cred că îl omorâm pe ăla, perfect. Și chestia e că, sincer, nici n-am mai avut foarte mult timp în ultima perioadă. Am avut o perioadă puțin mai încărcată, dacă putem să zicem. Pentru unii poate nu e așa încărcată. Bă, m-am jucat și alte chestii. Eu de obicei am momente și momente pe partea asta de gaming. Am momente în care îmi vine să mă joc doar un joc și să nu mai joc altceva. Am și câștigat, foarte, foarte bine. Haideți să-mi termin și ideea. Am făcut și primul win la rank. Ideea e că eu mă joc foarte, foarte mult o chestie și nu știu cum să zic, nu pot să mă joc 3 jocuri în același timp. Adică să mă joc și Brawl Stars, să mă joc și Fortnite, să mă joc și alte jocuri, mi-e destul de greu. Avem aici Rare și ce voiam să zic, hai să jucăm un solo.
Ok, o să jucăm cu Buzz. Vreau să jucăm cu Buzz ca să-mi termin ideile, că nu prea pot să-mi termin ideile la astea, la astea de timp. Și în ultima perioadă m-am jucat foarte mult două jocuri. M-am jucat Rage, nu știu pentru cât știu acest joc, se numește... Practic un fel de... E un fel de... cum se numește? 5M, dacă ați auzit, este pe GTA 5 și combina cu Samp. Poate ați mai auzit de chestia asta, m-am mai jucat destul de mult perioada asta, m-am mai jucat în trecut, fix acum un an, făcusem pe canalul mare câteva episoade cu ăsta și așa, mai nostalgic, e în genul ăla de Samp, poate a jucat când erați mai mici Samp și așa mai departe. Și m-am jucat puțin, că na, m-am mai jucat și cu ceva prieteni și m-am apucat pe serverul meu de Minecraft să mă joc foarte mult Tycoon. Și când zic foarte mult, bă, e chiar mult, adică m-am jucat mai mult decât trebuia să mă joc. Cred că am 3 zile playtime în 5 de când s-a lansat serverul. Ok, poate îl batem pe ăsta dacă vine puțin mai aproape de noi. Poate. Și m-am jucat destul de mult astea două jocuri și nu prea mai avut timp de alte jocuri. Voiam să mă joc și Fortnite, că s-a lansat sezonul nou, dar n-am mai apucat. Vreau să mă joc și Formula 1, că a început și sezonul nou de Formula 1 și cum se numește, vreau să postez și pe canalul de Sinner Extra, dar n-am apucat. Luăm aici frumos. Mamă, o să ia aia toate. Haide, vino cu. Ok. Nu, am ratat. Haide, mă. N-ajung. M-am bătut. Aș ca bine. Și chiar n-am avut timp, pentru că mi-au plăcut astea două jocuri și când îmi place foarte mult un joc, mă joc foarte mult. Adică, bă, chiar m-am jucat Tycoon-ul ăla și, bă, dacă vă jucați Minecraft, chiar vă recomand să vă jucați. E unul dintre cele mai șmechere game mode-uri pe care m-am jucat ever. Și când eram mic, bă, mă jucam destul de mult pe servere, cu creativ, mă jucam cu Survival, Skyblock. Nu erau atât de multe secțiuni, adică nu era Tycoon, era Box PvP, când mă jucam eu pe servere. Dar astea chiar sunt foarte, foarte șmechere, cum se numesc, secțiunile astea. Deci vă aștept pe serverul meu de Minecraft. Poate o să facem niște episoade aici pe Zinner cu Tycoon-ul. Poate o să încercăm. Ia să vedem ce facem și acest match. Și de-aia nu prea mai jucat Brawl Stars, pentru că nu prea mai avut foarte, foarte mult timp dacă m-am concentrat pe aceste jocuri. Opa. O să o las puțin pe aia, nu ne băgăm pe ea. L-avem și pe ăla sus. Dar aș vrea să mai postăm și practic și voi trebuie să lăsați acolo un like să mai postăm aici. Nici nu am văzut foarte, foarte mult suport la ultimul clip și m-am demoralizat puțin, trebuie să recunosc. Adică n-ați lăsat acolo multe like-uri, am luat și skin-uri pentru că cumva trebuie... Mamă ce bătaie mi-au, vărule, ce bătaie mi-am luat. Da. Cumva, clipurile de Brawl Stars trebuie puțin și investite câțiva bani în ele, adică nu poți să faci în fiecare clip doar să te joci și să mai deschizi așa un star sau un alta, trebuie să mai iau un skin, trebuie să mai iau un Brawl Pass și, bă, se adună banii, adică odată, în fiecare clip cred că am băgat câte 50 de lei și eu nu prea am scos banii, să știți, adică adevărul e că eu nu prea fac foarte, foarte mulți bani din acest canal. E așa, mai mult un conținut extra să nu pun doar Minecraft și lumea să zică, ia uite-l mă pe ăsta, joacă doar Minecraft. Dar adevărul e că eu mă joc multe alte chestii pe lângă Minecraft, doar că na, nu se uită, nu sunt, publicul meu nu este atât de divers, să zicem, uite cum se uită alții la, nu știu, la Rafa, care joacă foarte, foarte multe jocuri. Ia să-l batem noi pe băiatul acesta. Avem un tic nervos. Doamne, ce am zis? Tic nervos. V-ați prins? Mamă, ce mi-au bătaie aici. Ce bătaie mi-au aici. Mamă, s-a dus ticul. Opa, hopa, hopa. Bătaie. Eu o să iau asta, mulțumesc. Nu. Haide. Vine odată ultimată. Cred că îl batem, sincer, că avem 5, el are 3, avem și ultimata. Uite-l pe Mico. Ei, Mico! Mamă, s-a dus Mico.
ce l-am bătut pe Mico, dar mă bate și... Mă bate Larry. Larry and Lowry. Mă bat, băieții. Hai că am scăpat. Am 9 power. E bine. Săracul Mico, am prins la colț acolo. Salut! Mulțumesc. Am și eu 10. Și-a schimbat... Mama are și gadget pe el. Aba, nu, ăla era frățiorul. Mamă, ce damage îmi dă! Frate, și are două energii. Da, n-am ce să fac. Efectiv, n-am ce să fac. N-am avut ce să fac. Bă, nu puteam să mă apropii de el. Da, GG, n-ai ce să faci în situațiile de genul. Bă, mi-a plăcut meciul ăsta, o să dăm acolo un like. Nu știu, vreau să scrieți și voi în comentarii ce vă mai jucați, ce jocuri vă jucați acum în perioada aceasta. Plus că e și urât afară, adică e cam perioada de stat în casă și jucat. Nu știu, așa văd eu, când e iarnă, primăvară și e urât afară, e perioada de jucat. Și cam perioada asta mă joc foarte, foarte mult pe calculator, stau și foarte, foarte mult pe calculator. Hai să mai băgăm meciul ăsta ca să deschidem și star drop-ul. Și bă, chiar a fost urât afară în ultima perioadă, nu știu, cel puțin în București, nu știu, poate în alte părți are țării a fost mai frumos, dar în București chiar a fost urât, frate. Și îți dai seama, vara nu mai ai atât de mult timp să te joci, adică te mai joci când ai vacanță, poate în timpul zilei n-ai ce să faci și ieși seara sau invers, poate seara n-ai ce să faci și ieși în timpul zilei, na, cam așa se întâmplă. Hai să vedem ce face meciul acesta. Mamă, n-a murit nimeni. Faci mișto. Faci mișto de mine, mustață. Ha, mă, Bonnie. Mamă, a venit Mico. Mamă, s-a teleportat aia. Hai că s-a teleportat, am făcut și noi ultimata. Ok. What? Ce mi-a dat, bro? Mi-a dat ultimata, cred că. Aia a fost ultimata, cred că. Ia uite, avem un kit aici. Ia uite-l pe ăsta. Bă, de unde mă știi, mă? Prietene, de unde mă știi? Trebuie să-mi facem ultimata. Trebuie să mă apropii de ei. Îmi place foarte mult de bază, nu știu, e unul dintre brawlerii mei preferați acum. Mamă, are kit ultimata. Dar avem 10 de astea, adică nu cred că să ne luăm bătaia atât de rău. Așteptăm și noi puțin aici. Avem grijă la kitul ăla, că dacă sare pe noi s-ar putea să ne bată. Doar s-ar putea. Aici nu-i nimeni, că eu să stăm aici. Oh, Mico! Salut, Mico! Hai că ni se face ulta. Nu, încă puțin. Ok, e mort. Mai e kit, încă un Mico. Nu vreau să mă bat. Nu vreau să mă bat. Ai, bro, cum a atins? What? I-am omorât pe amândoi. Nu. A, ce greșeală a făcut ăsta. Bă, cum a prins. Bă, GG, a fost frumos meciul ăsta. Chiar intens, chiar tare. Meciul, avem și un star drop. Mamă, mi-a dat rar. Dar oricum, ne-a picat skin astăzi, ceea ce este foarte, foarte bine. Cred că am făcut și la Battle Pass aici. Mamă, 7! Bro, deci o să fie mega opening episodul următor. Deci trebuie să lăsați acolo un like ca să luăm chestiile astea. Să luăm Brawl Pass-ul. Deci chiar ar fi tare să luăm Brawl Pass-ul. Nici n-am văzut ce ne dă la Brawl Pass-ul ăsta. Ne dă pe Shelly. Schimb pe Shelly, am înțeles. Bun, sper că a plăcut acest episod. Lăsați un like acolo, scrieți-mi mai jos în comentarii ce am vorbit acest episod. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!